Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobița și Buburuza, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobița și Buburuza, prieteni sunt de când se știu. Prietenia. Într-o caldă zi de vară, Buburuză, fetița mămăruță, privea fericită pe geam. Am să iau micul dejun, își zise ea, apoi plec la plimbare pe câmpiile înmiresmate. La plimbare și-a dus și roaba cu ea. Poate găsesc ceva interesant ca să aduc în roabă acasă, se gândea ea. Ia te uită, a strigat ea deodată, o cireașă minunată, e o avere, voi avea o masă de prânz bogată. Apoi a încercat să pună cireașa în roabă, dar era prea grea. Buburuză se chinuia degeaba, nu reușea să o ridice. Tocmai pe acolo trecea Bobiță, băiețelul Melc. De ce ești tristă, mămăruță mică? O întrebă pe Buburuză. Sunt tristă pentru că nu reușesc să pun cireașa în roabă, a răspuns Buburuză. Nu fi tristă, te ajut eu, a zis Bobiță plin de entuziasm. Și într-adevăr, împreună au pus mai ușor cireașa în roabă. Buburuză porni de îndată către casă. Bobiță privi întristat după ea. Nu crezi că mi se cuvine și mie o parte din cireașă? Lovi pământul cu piciorul Melcul înfuriat. Doar te-am ajutat și eu. Cireașa am găsit-o eu, strigă Buburuză. Nu ți-o dau, ea mea. Melcul se alarmă. Cei doi au început să tragă de cireașă. Nu ți-o dau, ea mea, se înfurie Buburuză. Și mie mi se cuvine o parte, se supără Bobiță. Au tras încoace și încolo de cireașă până ea s-a rupt în două. Bobiță și Buburuză au căzut la pământ spre marea lor surpriză. Din cireașă a ieșit un vierme nervos. Ce-ați făcut cu cireașa mea? S-a revoltat el. Cireașa asta este casa mea? Nu trebuie să vă speriați așa. Vă arăt cu plăcere unde am găsit cireașa. Acolo veți găsi merinde din belșug, iar eu pot să-mi aleg o casă nouă. Buburuză ajută viermele să urce în roabă și împreună au pornit să caute cireșul. L-au găsit repede. Pământul era acoperit de cireșe dulci și înmiresmate, care căzuseră de pe copac. Bobiță și Buburuză au sărit în sus de fericire. Viermele a adormit într-o clipă, iar Bobiță și Buburuză s-au înfruptat îndelung din fructele delicioase. Era târziu deja când au pornit spre casă. Duceau două cireșe în roaba lor. Una pentru Bobiță și una pentru Buburuză. Au ajuns la casa lui Bobiță la sfințitul soarelui. Au dat jos din roabă o cireașă, apoi și-au luat rămas bun. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță i-a făcut cu mâna mult timp lui Buburuză din geamul casei mici. Bobiță a adormit repede după aventurile zilei. În vis sărea din nou cu Buburuză printre cireșe și mâncau pe îndelete, până s-au săturat. În scurt timp și Buburuză a ajuns acasă. Începând din acea zi, Bobiță și Buburuză au devenit prieteni buni și nedespărțiți. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Turt
Nunta dulce. A sosit luna decembrie. Pădurea era acoperită de zăpada albă. Bobiță și Buburuză au stat în casa cu buline a fetiței Mămăruță. Să facem turtă dulce, a propus veselă Buburuză. Bobiță și Buburuză s-au apucat de lucru. S-au învârtit, s-au rotit prin bucătărie, au făcut aluatul și l-au întins subțire. Buburuză a scos din sertar formele pentru turtă dulce. Au tăiat aluatul în forme și au început să coacă prăjiturile. Când s-au rumenit frumos, Buburuză a scos tava din cuptor, a pus prăjiturile într-un castron și le-a dus afară în fața casei. Se vor răci repede, căci e frig, i-a spus lui Bobiță. În clipa aceea a trecut pe acolo o coțofană. A simțit o aromă plăcută și apoi a observat turtele dulci. A apucat cu ciocul castronul și a zburat mai departe. Când Buburuză a ieșit să ia prăjiturile, nu le-a mai găsit. Vai, cineva a luat turtele dulci, a strigat disperată. Dar cine a luat castronul? A întrebat Bobiță nedumerit. Bobiță și Buburuză au pornit spre pădure. În curând s-au întâlnit cu Mila, gândacul de zăpadă. Dragă Mila, cineva a luat castronul meu galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut cine a fost? A întrebat Buburuză. Ba da, am văzut, coțofana a fost, a zburat încolo, a răspuns Mila. Și-au continuat drumul, s-au întâlnit cu Râma. Dragă Râmă, coțofana mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce. N-ai văzut încotro a zburat? A întrebat Buburuză. Apoi i-au zărit pe Gombi și pe Dima. Chiar construiau un om de zăpadă. N-ați văzut-o pe coțofană? Mi-a luat castronul galben plin cu turtă dulce, s-a plâns Buburuză. Ba da, am văzut-o, a zburat către pârâu, i-a răspuns gândacul cartofilor. Buburuză, privește! Firimituri! De aici a zburat coțofana, a strigat deodată Bobiță. Să urmărim firimiturile și vom găsi scorbura coțofanei, a propus fetița Mămăruță. Așa s-a și întâmplat. Firimiturile i-au condus la scorbura coțofanei. Mirosul de turtă dulce a înconjurat tot copacul. Bobiță și Buburuză s-au cățărat în copac și au bătut la ușa scorburii. Tu mi-ai luat castronul galben cu turtă dulce? A întrebat Buburuză când coțofana a deschis ușa. Da, eu am fost. Mi-a fost foame, am zărit castronul și l-am luat. Dar vi-l dau înapoi. E foarte urât să iei ceea ce nu-i al tău, a spus Buburuză și a pornit supărată spre casă. Bobiță în urma ei. Lasă, Buburuză, nu fi atât de supărată. E adevărat, coțofana ți-a luat castronul, dar ți l-a dat înapoi. Probabil îți va cere și iertare, a spus băiatul Melc. După masă, Bobiță și Buburuză și-au invitat prietenii. Au venit Fulgușor, fetița Fluture, Baltazar, băiatul Albină și Vendel, băiatul Rădașcă. S-au așezat în jurul mesei și au început să mănânce. În curând s-a auzit un ciocănit ușor. Fetița Mămăruță a deschis ușa. Coțofana se afla în fața ușii cu o sticlă mare strânsă sub aripă. V-am adus sirop de măceșe. Eu l-am pregătit din măceșe proaspete de astăvară. Te rog, primește-l și să nu fii supărată pentru că ți-am luat turta dulce, a spus coțofana. Dragă coțofană, nu vrei să mănânci cu noi? Ai și tu un loc la masă? Coțofana s-a bucurat mult și s-a așezat la masă lângă ceilalți prieteni. Au mâncat turtă dulce, au băut sirop de măceșe, au vorbit și au râs până seara târziu. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Visul urât. Într-o seară furtunoasă, Bobiță, băiatul Melc, se pregătea de culcare. S-a spălat pe dinți și s-a vârât în pat. Apoi i s-a părut că a bătut cineva la ușă. Poate e doar vântul, s-a gândit el și n-a luat în seamă zgomotul care se auzi din nou.
ce poate fi? Și-a pus papucii și a deschis ușa, dar n-a văzut pe nimeni. A fost doar în închipuirea mea, zise el și se vârî la loc în pat. Dar cineva bătu iar la ușă. Cine e? Sări Bobiță din pat speriat. A deschis larg ușa și s-a uitat în jur. Vierme, ești atât de mic încât nu te-am observat. Hai înăuntru, ce s-a întâmplat? Am visat urât, pot să rămân aici la tine? Zise viermele. Sigur că poți, rămâi! Bobiță i-a făcut viermelui un pătuț dintr-o cutie din hârtie. Poftim, vei dormi aici. Și cu ce mă voi înveli? Șapca mea va fi perfectă. E ca un sac de dormit. Bine, vierme, hai să dormim odată, mi-e somn. Bobiță era aproape adormit când viermele a început să vorbească. Bobiță, putem aprinde lumina? Mi-e frică de întuneric. Da de unde? Nici nu e întuneric. Strălucește luna. N-ai de ce să te temi. Hai să dormim, mormăi melcul. Ba da, e întuneric, insistă viermele. Nu e întuneric. Ba da, e întuneric. Bine, voi trage perdeaua, astfel vei vedea luna. Strălucesc și stelele. Hai să dormim, spuse necăjit Bobiță. Băiatul Melc s-a acoperit cu pătura și a adormit de îndată. Însă n-a putut să doarmă prea mult pentru că viermele l-a trezit din nou. Mi-e sete! Bea apă, i-a răspuns Bobiță. E prea sus, ajută-mă, Bobiță, îmi dai puțină apă? S-a smiorcăit viermele. Mulțumesc, șopti viermele. Noapte bună! Bobița ar fi avut o noapte bună dacă viermele nu l-ar fi trezit iar peste câteva minute. Mi-e foame! Nu, noaptea nu mâncăm, doar dimineața! Se răsti Bobiță la el. Dar mi-e foame, n-am luat cina din cauza furtunii, s-a plâns viermele. Mulțumesc, nu te mai deranjez, a promis viermele și a început să ronțăie merele. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Bobiță, nu pot să dorm, mi-e frică, l-a trezit el din nou pe Melc. De ce ți-e frică? L-a întrebat Bobiță îndurerat. Nu știu, pur și simplu mi-e frică. Te rog, povestește-mi ceva, atunci voi adormi. Fie, nu-mi pasă, îți voi povesti, oricum mi-a fugit somnul. Bobița a început să-i povestească viermelui. I-a povestit cum a luat vântul zmeul de hârtie, unde au găsit pălăria ciupercii, cum doctorul Bufniță l-a vindecat de otită și ce-a primit miriapodul de Crăciun. Dar viermele n-a auzit nici măcar jumătate din poveste pentru că a adormit. În fine și Bobiță putea să doarmă. Până când s-au trezit, furtuna se terminase și soarele strălucea pe cer. Vezi desenul de deasupra patului meu? A spus Bobiță. E acolo pentru că și eu visez urât uneori și atunci mă gândesc la această zână. Ea mă ajută să alung gândurile rele și visele înfricoșătoare. Îți desenez și ție ceva, o ființă pe care o iubești mult. Dacă ești trist, te uiți la desen și te liniștești îndată. Visul urât dispare. Soarele, desenează-mi soarele, pe el îl iubesc mult. Întotdeauna zâmbește. E foarte frumos, mulțumesc, zise viermele cu satisfacție. Lipește-l deasupra patului tău. Iar viermele a pornit fericit spre casă.